Bun găsit, dragi prieteni, ne aflăm la Cardiff pe Millennium Stadium. De această oră, Juventus, campioana Italiei, primește vizita lui Real Madrid, campioana Spaniei și totodată deținătoarea trofeului UEFA Champions League. Dacă Juve este în căutarea unui nou trofeu după o pauză mare de așteptare, Real Madrid este în căutarea atât a supranumitei duodecima, cât și a titlului de prima echipă care să reușească să obțină de două ori la rând trofeul UEFA Champions League. Așteptăm echipele să intre pe teren și în aceste momente ascultăm imnul UEFA Champions League. Am ascultat imnul UEFA Champions League, iată și echipele celor două formații. Juventus începe în poartă cu Gianluigi Buffon, legenda Buffon, pe linia de fund, Chiellini, Bonucci, Barzagli, la mijloc, Sandro, Pjanic, Hernandez, Khedira, Dani Alves, în atac, Paulo, Dybala este ajutat, evident, de colaționalul Gonzalo Higuain. Imediat vom vedea și 11 de start al lui Real Madrid, echipă care nu are niciun absent pentru meciul de astăzi. Cea mai bună echipă trimisă de Zinedine Zidane din Zidane, iată și echipa lui Zidane. În poartă este Keylor Navas, pe linia de fund, cei patru fantastici, este vorba de Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Carvajal, la mijloc, James Rodriguez, Modric și Casemiro, iar în atac, celebra tripletă BBC, este vorba de Bale, Benzema și Balonul de Aur, Cristiano Ronaldo. Iată aici pe jucători pregătindu-se, totul este aproape pregătit. Iată, Johanan van Vosselen din Belgia va oficia partida de la Cardiff și în câteva momente va începe acest meci. Un meci senzațional, un meci așteptat de o planetă întreagă, dragi prieteni. Ce să mai începe? Juventus, Real Madrid. Se anunță o baidă foarte interesantă între două echipe foarte, foarte bune, două echipe care speră să ajungă să pună mâna pe celebrul trofeu. Iată primul atac, James Rodriguez este însă foarte bine de posedat de echipa adversă. Acum Pjanic și pasează lui Khedira. Khedira apasează cu balonul, îi trimite lui Paulo Dybala. Destul de în spate stă Dybala în aceste momente, încearcă totuși să deschidă o portiță spre un atac. Acum Dani Alves, Sami Khedira. Khedira greșește pasa și Realul poate contraataca. Avem aici pe Cristiano Ronaldo. Ronaldo avansează, Cristiano Ronaldo este însă deposedat foarte bine de Pjanic. Ronaldo faultează, îl faultează pe Pjanic. Cred că o să avem chiar primul cartonaș al acestei partide. Da, este așa, arbitru belgean avertizează pe Cristiano Ronaldo și încă din minutul 6 starul portughez al Realului este atenționat. Ia să vedem reluarea, da, fault evident la Pjanic, intrare rută din spate. Arbitru ar fi putut totuși să nu-i acorde galben pentru a păstra spectaculositatea partidei, însă oricum va deveni mult mai interesant meciul. Ronaldo va trebui să își stăpânească entuziasmul și să fie mai calm. Ronaldo este recunoscut, a fost criticat de foarte multe ori, să nu uităm, ca un jucător care în meciurile importante pentru echipa sa nu face partii nesenzaționale. De obicei, meciurile câștigate de Portugalia sau de Real Madrid nu l-au pe Ronaldo în prim plan, însă portughezul vrea astăzi să demonstreze contrariul și să facă o partidă foarte bună. Iată-l pe Cristiano acum. Ronaldo intră în care o pasă spre James și primul șut este al lui James. Blocat balon de la Benzema, însă Giorgio Chiellini se opune de două ori excelent și Juventus scapă. Juventusul defensiva italiană, să uităm cât de bine se apără italienii. Va fi foarte greu cel de Real Madrid să pătrundă, totuși atrag acum pe Benzema. Benzema trece, Karim Benzema scoate Buffon! Scoate fantastic Gigi Buffon, portarul de 39 de ani al lui Juventus. Are o intervenție de clasă mondială și prima mare ocazie a meciului se consumă în aceste momente. Gigi Buffon este însă acolo. Avem corner, va bate Sami Khedira, să vedem cum o va face. Centrarea lui Khedira este însă boxată de Gigi Buffon. Dar acum pe Dybala, Dybala pasă la Higuain. Higuain avansează, nu, este blocat de Pepe. Higuain se încurcă cu echipierii, se minge ajunge la Bale. Bale deposedat însă bine. Juventus trăiește periculos în aceste momente. Juventus este echipa care trebuie să se apere, pentru că Antă nu reușește să iasă din propria jumătate. Poate acum, Pjanic la Alexandru. Alexandru se învârte cu balonul, oare ce va face Sandro? Foarte bun tehnicul lui Carvajal.
Hernanes pentru Sandro, Sandro pentru Pjanic, Pjanic la Khedira. Se cam închid jucătorii celor de la Juventus și astfel bătrâna doamnă pierde balonul. Iată acum pe madrileni, madrilenii depozitați și foarte ușor. Cristiano Ronaldo a pierdut balonul. Paulo Dybala trece bine, Dybala pas la Dani Alves. Alves mai departe la Pipita, Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, concentrare și Khedira aproape să dea cu capul în minge. Aproape Khedira să trimită balonul spre poartă, însă este blocat la timp de adversari. Se așteaptă acum repunerea, da, este repunerea celor de la Juventus. Dani Alves, Alves pentru Dybala. Dybala, surprins de această pasă a lui Alves, totuși centrează, este blocat foarte bine de Marcelo. Avem o finală care în aceste momente pare să se încline puțin spre tabăra madrilenă, însă am văzut că și italienii de la Juventus au avut o fază importantă. Iată acum pe Benzema, pierzând foarte ușor balonul. Paulo Dybala, îl vede pe Khedira, Khedira. Îi trimite lui Dani Alves. Dani Alves, fost jucător multă vreme la Barcelona, cu siguranță cunoaște forța Realului și știe cum se manipuleze. Probabil le-a oferit și câteva secrete în vestiar cu echipierul săi despre echipa madrilenilor. Iată pe Gonzalo Higuain. Higuain pasează la Pjanic. Pjanic șutează, îl nimerește pe Pepe și este corner. Corner pentru Juventus și vom avea o primă fază fixă la poarta lui Keylor Navas. Trebuie să fie atent portarul costarican. Dani Alves centrează. Nu era centrarea, este însă respinsă bine. Din nou Dani Alves. Dani Alves, Dani Alves. Pentru Higuain, centrarea lui Higuain. Pepe! Pepe este salvatorul Realului. Aproape de gol Juventus. Dacă n-ar fi fost Pepe acolo, probabil că Higuain ar fi trimis cu capul în plasă. Așa scorul rămâne egal 0-0. Gareth Bale, Pepe pentru Kroos. Realul trebuie să calmeze apele. Trupa lui Zidane se vede în aceste momente dominată de Juventus. Iată acum pe Cristiano Ronaldo. Ronaldo pasă pentru Benzema. Benzema a depozitat foarte bine de Chiellini. O finală foarte echilibrată, stimați telespectatori, în aceste momente. O finală extrem de echilibrată. Iată pe Dani Alves acum. Brazilianul Alves îl vede pe Khedira. Khedira încearcă o pasă lungă spre Paulo Dybala, însă tânărul argentinian, dorit de multe cluburi mari ale Europei, chiar și de Real Madrid, este surprins în afara jocului. Și da, este un offside destul de mare. Pepe era ultimul apărător al Realului și această fază se consumă până la urmă. Iată acum pe Marcelo pentru Kroos. Toni Kroos avansează. Kroos avansează de unul singur, îi pasează lui Ronaldo. Ronaldo însă nu a plecat la timp și a pierdut faza. Iată-l pe Dybala, până în defensivă a coborât Dybala pentru a-și ajuta cu echipierii. Iată acum pe Juventin pierdând foarte repede balonul. Un joc frumos, un joc frumos, însă din păcate fără prea multe faze de poartă. Jucătorii deocamdată sunt destul de prudenți, nu, nici noi între echipe nu riscă prea mult. Poate acum o centrare a lui Bale respinsă în corner, este corner pentru Real Madrid. Minutul 42 al acestei partide, în continuare Juventus Real Madrid 0-0. Centrarea acum, ajunge bine Khedira și ia balonul. Poate fi un contraatac pentru bătrâna doamnă. Pjanic pentru Alexandru, Sandro. Sandro înapoi la Miralem Pjanic. Pjanic ține de minge, pasează lui Hernanes. Hernanes pentru Alexandru, Sandro pentru Higuain. Higuain pentru Pjanic. Ne apropiem de pauză, vor fi probabil 2 minute de prelungire. Chiar 3 arătate de arbitrul belgian al acestei întâlniri. Carvajal întoarce la Navas. Navas pentru Pepe. Real Madrid caută portițe spre poarta lui Juventus, însă este foarte greu să distrugi o asemenea apărare. Și este pauză, dragi prieteni. După 45 de minute este 0-0 în finala Ligii Campionilor. Juventus-Real Madrid. Paidă frumoasă, dăm legătura în studio și revenim în direct de la Cardiff în 15 minute. Am revenit așadar, dragi prieteni, pe Millennium Stadium și iată, se efectuează o primă schimbare. Sami Khedira este înlocuit de Claudio Marchisio. Massimiliano Allegri a ales să facă această schimbare și Juventus începe cu un nou mijlocaș partea secundă. Marchisio, un veritabil lider pentru bătrâna doamnă, un jucător care poate ajuta foarte mult atât pe fază ofensivă cât și pe cea defensivă pe cei de la Juventus. Ia să vedem ce ne va aduce nouă această repriză secundă. Sunt convins că echipele vor încerca mai mult. Sunt convins că nu vor mai sta așa de mult în defensivă, pentru că
Dacă nu se va apropie prelungirile și iminent penalturile pe care nu știu cât de mult și le dorește vreunul dintre cei doi antrenori. Să revenim însă la partida de astăzi. Real atacă prin James. James pasează lui Benzema. Benzema a vrut o pasă la Ronaldo, însă Ronaldo nu reușește să ajungă la acel balon. Dani Alves, Bonucci. Bonucci cam largă preluarea. Giorgio Chiellini, Miralem Pjanić, Pjanić la Alexandru. Sandro pentru Pjanić, Pjanić la Sandro, Sandro pasează din nou la Higuain, Pipita Higuain, înapoi la Pjanić, pressing foarte bun a Realului, Juventus nevoită să paseze în propria jumătate, iată, până la urmă o pasă bună la Sandro, Sandro pierde balonul, însă se dă fault, se pare că James Rodriguez a faultat mai devreme și se efectuează, iată, deja a doua schimbare la gruparea italiană, iese Miralem Pjanić, iar în locul său este introdusă Lemina. De asemenea, o primă schimbare și la Real Madrid. Este James Rodriguez, în locul său intră puștiul minune Marcos Asensio. Până acum, ambii antrenori au umblat doar la mijlocul terenului. Interesantă decizia lor. Deocamdată niciunul nu pare să fie nemulțumit pe atac. Iată acum o fază a lui Juventus. Marchizul încearcă o pasă, blocată foarte ușor. Gareth Bale acum. Bale încearcă să treacă de Lemina, reușește acest lucru, pasă spre Kroos, Kroos avansează, Toni Kroos avansează Benzema, să vedem însă dacă Kroos îl va găsi, nu mai reușește să-i paseze lui Karim Benzema, Toni Kroos și acțiunea se pierde. Barzali acum, minutul 60, fraților, o oră de joc a trecut din această partidă și scorul rămâne egal. Niciuna dintre echipe nu se mai riscă după mare ratare din prima repriză a Realului. N-a mai avut șanse mari la poartă, n-a mai avut șuturi periculoase. Deocamdată trebuie să urmărim două echipe care pasează foarte mult și care încearcă să nu riște nimic. Higuain îl vede pe Lemina. Lemina pe alunge balonul acum. Îl pe tânărul jucător de culoare. Pasează lui Alexandru. Sandro cu centraia pentru Dybala. Paulo Dybala prea. Dybala este însă blocat de Marcelo. Aceasta putea fi o primă ocazie. Și iată Realul pleacă la atac. Este vorba de Karim Benzema. Benzema are un culoar bun. Minutul 66. Poate fi o fază periculoasă. Benzema depășește doi adversari. Pasează în spate la Bale. Bale nu măsurat este Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos deposedat. Balon la Ronaldo. Ronaldo avansează. Ronaldo! Șut slab al portughezului și prinde Buffon. Cristiano Ronaldo foarte aproape de deschiderea scorului, șut slab al său însă. Nu avem timp să discutăm pentru că sunt faze multe de tot și este o lovitură liberă. Luka Modric faulta și se efectuează o nouă schimbare la Real Madrid. Este Toni Kroos iar în locul său este introdus Isco. Iată, Isco, un jucător foarte în formă introdus și el de Zinedine Zidane. Deocamdată ambele formații au făcut câte două schimbări la mijlocul terenului. Nimeni nu a schimba ceva în atac sau în defensivă, îl văd și pe Zinedine Zidane foarte agitat pe marginea terenului, iată-l pe Isco intrând, avem o lovitură liberă, Gareth Bale se pregătește probabil de o centrare sau de ce nu chiar de un șut, Gareth Bale, șutul lui Gareth Bale, nu a fost reexecuția însă direct în brațele lui Buffon, a fost un șut moale totuși, n-avea cum se pună problemele lui Gianluigi Buffon, iată acum pe cei de la Juventus, Hernanes, întoarce la Dybala, Dybala, Pipita Higuain, Higuain la Lemina. Juventus încearcă să deschidă jocul. Hernanes, Lemina, Lemina și întoarce frumos adversarul. Pas la Marchisio, însă Sergio Ramos nu este providențial în finale, nu numai pe plan de a marca goluri, este providențial și pe planul defensiv. Iată-l aici cu o intervenție perfectă care practic salvează echipa de la un gol iminent. Iată acum pe Gareth Bale. Real Madrid, părerea mea, nu face un joc senzațional astăzi. Mă așteptam mai mult la băieții lui Zidane, mă așteptam la o ofensivă agresivă, o ofensivă care să le distrugă apărarea celor de la Juventus. În schimb, madrilenii nu au jucat în stilul lor caracteristic. Preferă să aștepte greșeala adversarului, ceea ce îmi pare că fac însă și cei de la Juventus. Bianconeri în atac acum. Claudio Marchisio, optarul și liderul din mijlocul terenului. Avansează Marchisio. Eu îl văd pe Lemina liberă. Așa a văzut și Marchisio. Hernanes acum. Fostul jucător al lui Lazio, jucătorul cu numărul 11. Hernanes. Pasează pentru Gonzalo Higuain. Higuain. Higuain intră în centru. Higuain trece centrala lui Higuain. Pepe e acolo. Pepe salvează din nou echipa. Este aruncare de la margine. Minutul
84 și Real Madrid efectuează ultima schimbare și ce schimbare! Iese cu numărul 9, Karim Benzema, intră cu numărul 21, fostul jucător, fostul idol de pe Juventus Stadium, fostul star al bianconerilor, Alvaro Morata și înfruntă fosta echipă. Alvaro Morata, mare în palmare sub finala de Champions League, este vorba de cea din 2015, pe vremea când evolua chiar la adversarea de astăzi și înscria un gol în poarta Barcelonei, atunci însă bătrâna doamnă pierdea pe Olympia Stadion, scor 3-1 în fața catalanilor, la care străluceau și atunci cei trei magicieni din tripleta MSN, Messi, Suarez, Neymar. Să revenim la zilele noastre, pentru că Realul are un atac periculos, pasă spre Asensio, Asensio blocat bine de Hernanez, nu de Barzali, mă scuzați. Este aruncare de la margine, 88, Real Madrid speră într-un gol marcat pe finalul meciului, un gol care se asigure la duodecima, rămâne de văzut dacă se va întâmpla acest lucru. Cristiano Ronaldo încearcă să facă dribblingurile care l-au făcut celebru, pasă la Isco, Isco este în afara careului, Isco, Isco șutează, din nou Modest și din nou Buffon parează. Încă un șut modest al lui Isco care nu îi dă probleme lui Gigi Buffon și ne apropiem de prelungiri, fraților. 3 minute de prelungire atât de la margine, însă eu zic că vom merge chiar mai departe spre cele 30 de minute suplimentare. Iată aici o greșeală și este final de meci, dragi prieteni. 90 de minute, nu a putut decide câștigătoarea, 0-0 între Real Madrid și cei de la Juventus. Legătura la studio și imediat revenim cu prelungirile acestei partide absolut nebune. Am revenit cu prelungirile, suntem din nou în legătură directă pe Millennium Stadium. Începe prima repriză de prelungiri, Real Madrid atacă de la dreapta la stânga. Finala Champions League nu s-a marcat în primele 90 de minute, lucru rar întâlnit într-o finală de asemenea anvergură, însă poate că cele 30 de minute suplimentare ne vor face ceva nou. Dacă să ne uităm la schimbări, Juventus nu și-a efectuat încă ultima schimbare timp ce Real Madrid încă din timpul regulamentar și-a înlocuit toți cei trei jucători pe care îi putea schimba. Gareth Bale pentru Carvajal, din nou Gareth Bale. Carvajal are balonul pentru Modric acum, Modric pentru Asensio. Asensio, Asensio îl vede pe Ronaldo, Real Madrid încearcă să facă ceva, pasă la Marcelo, Marcelo, numărul 12, brazilianul Marcelo, cel mai bun funda stânga din lume, din nou la Ronaldo, din nou Marcelo, Marcelo, Andrea Barzali însă îl tatonează, excelent, și Juve scapă de gol. Acum din nou Barzali, între timp combină cu Dani Alves, Dani Alves o pasă lungă și foarte bună către Mario Mandzukic, Mandzukic, mă scuzați, a intrat și el. La finalul primelor 90 minute l-a locuit pe Gonzalo Higuain, să vedem ce va reuși Mandzukic. O centrare interceptată de Pepe. Pepe, un fundaș cu mare experiență, nu putea greși din acea poziție. Cristiano Ronaldo pasează în Marcelo, iată ce greșeală, ce lipsă de coordonare între Ronaldo și Marcelo. Și Juventus are o șansă bună acum. Daniel Vej pentru Marchizio, Daniel Vej cu centrarea, nu era centrarea lui Daniel Vej, însă Pepe este din nou foarte bun meciul lui Pepe. Eu aș spune că a fost cel mai bun jucător al Realului, de foarte multe ori a intervenit providențial și și-a salvat echipa din momente grele. Lemina pasă pentru Sandro, Sandro cu centrarea din prima luptă de cap, gol! Gol Juventus! Centrare Lemina, gafă mare a lui Keylor Navas. Ce gafă face Navas, iese eronat, încercând să boxeze și Mario Mandzukic, intra de curând pe teren, deschide scorul în finala Champions League, 1-0 pentru Juventus și bătrâna doamnă este cu o mână pe trofeul UEFA Champions League, iar Keylor Navas, după această gafă, putem spune că este foarte aproape de părăsirea grupării Blanco, 1-0 iată pentru Juventus. Nu știu cât dintre voi s-ar fi așteptat la o asemenea deznodământ înseată, stimați respectatori, finala e o întorsătură dramatică, italienii deschid scorul prin Mario Mandzukic, croatul punctează și Real Madrid are doar 15 minute la dispoziție să mai poată reveni pe tabelă, balonul este în aut aici, Lemina va arunca de la margine, Giorgio Chiellini,
Din nou Lemina, este pauză, dragi prieteni, după 105 minute, Juventus conduce cu 1-0, gol marcat de Mario Mandzukic, ne așteaptă 15 minute de foc, 15 minute de infarct, se anunțat pe Buffon, motivându-și cu echipierii. Nu vom mai intra în studio pentru că se vor schimba imediat porțile și vom reveni cu partea secundă. Iată deja jucătorii și-au luat poziție în teren, am revenit cu ultimele 15 minute, bătrâna doamnă, Juventus este aproape de un nou trofeu după pauză de 20 de ani, în timp ce Realul își vede visul de a fi prima echipă din istoria Champions League în noul format care să câștige două trofee la rând, distruse, Real foarte aproape să piardă această finală pe care a avut-o în mână. Daniel Veș, Marquinhos, tot Juventus este echipa care atacă, Real Madrid deocamdată nu poate să pună piciorul pe minge, este un minutul 110 deja, Juventusul atacă prin Hernanes, Hernanes la Daniel Veș, Daniel Veș blocat bine de Marcelo. Cristiano Ronaldo primește pasta lui Marcelo, Cristiano Ronaldo foarte frumos la Alvaro Morata, 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 pas la Modric, Modric limba pentru Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ajunge în careu, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gol! Balonul de aur, Cristiano Ronaldo! 1-1 pe Millennium Stadium, ce seară, ce meci avem în direct la Pro TV. Andrei, niște nu ai nici asta pe cu mai încerca cu ei. Bine. Vorbește, dar mai încerca. Ce meci avem pe Juventus Stadium, Ronaldo cu o fază de vis și îl învinge pe Buffon. Este 1-1 și finala se relansează, stimați telespectatori. Finala se relansează, iată-l pe Ronaldo sărbătorind. De data aceasta n-a mai făcut celebra asta caracteristică, s-a suit pe panourile de publicitate și asta a luptat mulțimea. Ce înseamnă să ai un jucător care Ronaldo în echipă? Îți poate decide un meci, îți poate decide un campionat și de aceasta a fost providențial. Alexandru acum pentru Dybala. Juventusul se vede din nou într-o situație dificilă. A condus însă visul ei este năruit în aceste momente. Totuși un gol poate să readucă trofeul la Torino. Paulo Dybala, o centrare slabă, prinde Navas și ne apropiem de prelungire. Am avut 30 de minute de extra time, dragi prieteni, mult mai interesant decât cele 90 de minute programate pentru această partidă. Dybala, Paulo Dybala acum, pe Dybala, Dybala deposedat bine de Dani Carvajal, Carvajal încearcă pentru Marcelo, Marcelo pentru Isco, minutul 120, ne apropiem de penaltiuri, ambele echipe par să se conserve, să totuși Real mai poate ataca o dată, sunt foarte ofensivi și de Real Madrid, iată o pasă cercată la Bale, balonul este respins și vom avea penaltiuri, dragi prieteni, vom avea penaltiuri, vom avea o nouă finală decisă la penaltiuri după cea din 2016 când Real se impunea în fața lui Atletico, acum avem din nou penaltiuri, să vedem cine va fi mai bun la lovitură de departajare, primii se pare că vor bate băieții lui Allegri, Paulo Dybala este primul executant, să vedem, Dybala șut, apără Navas, apără Navas, Cristiano Ronaldo a marcat în timpul regulamentar, va reuși oare șeptarul portughez să-și aducă echipa în avantaj, Ronaldo, gol, Real Madrid, în plas lateral, trimite portughezul și Realul deschide scorul la penalturi, Hernanes, execuție impecabilă și a lui Hernanes, urmează în fața mingii, Luka Modric, Luka Modric, superb, superb și Modric, atât cele trei penalturi câștigătoare de până acum au fost bătute pe același colț în stânga portarului, Claudio Marchisio, Marchisio, bară, a încercat și el să iubească plasta laterală, trimite însă bară Marchisio și Juventus este într-o situație foarte grea, Bale în plasa laterală, Real Madrid 3-1, Juventus a ratat două penalturi și dacă acum Mandzukic va rata, totul se termină pentru Juventus, dacă Mandzukic ratează la duodecima, va fi trecută în contul lui Real Madrid, Mandzukic scoate Navas și Real Madrid câștigă UEFA Champions League pentru a 12-a oară în istorie și pentru a doua oară la rând, moment istoric, dragi prieteni, moment istoric pe Millennium Stadium, moment istoric în direct la Pro TV, iată
Real Madrid câștigă Liga Campionilor pentru al doilea an la rând. Trupa lui Zidane reușește o performanță senzațională. Nava s-a scos două penaltiuri. Și astfel Real Madrid câștigă la duodecima, dragi prieteni. Ce meci am avut, ce partidă frumoasă. Vă mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor. Eu am fost AG Football, acesta a fost finala UEFA Champions League. Nu uitați să scrieți în comentarii care este pronosticul vostru pentru meciul în această seară. O seară frumoasă tuturor, toate cele bune, la revedere!